Dănilă Prepeleac, de Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Florin Pretorian. Muzica Dumitru Lupu. Au fost odată într-un sat doi frați, Dănilă și Ianilă, care erau și vecini. Amândoi erau la casele lor însurați. Ianilă avea o casă frumoasă cu de toate, dar n-avea copii și asta îl durea. Era harnic, pe ce punea mâna să mulțe. Nevasta lui era o femeie ră, zgârcită și pestriță la mațe. Dănilă, fratele mai mic, era mai visător și ca în zurbagiu. Tătii mergeau de-andăratele. Era iute la minte, dar nechipzuit. I se mai spunea și Prepeleac. Voi știți ce-i Prepeleacul? Am să vă spun eu. Este un par înfipt în pământ cu crăcane scurte pe care să pun oalele la uscat. Și avea o grămadă de oale la atâtea guri, nu? Era singurul lucru bun făcut de el în curte. Acela că avea o droaie de copii, știi? Frumos și călăgios. Tătă ziua râdea din îndrăvăniile lor. Mai avea și o nevastă frumoasă, harnică și bună la suflet, care cânta toată ziua. Toată averea lui Dănilă erau doi boi frumoși cu părul gălbior țintați în frunte, cu pișoarele groase și puternice, numai bun din jugat și de muncă. Încolo n-avea din niciunele și se împrumuta de la Ianilă, de tătișelea. Plug, grapă, teleagă, car, coasă, greblă și, na, și mai trebuie pe la casa omului. Floare roșie de mac, mă gherghină, ce să fac eu? Nimic, să stai și să cânti. Ai terminat treaba? Pe ce mai aveam de făcut? Mâncatea tata de furnicuță. Ia, amestecă și tu în mămăligă și răstoarnă, că eu mai am de întins niște rufe pe funghie. Băi, gherghină, să mă duc la fratele meu să-i mai cer carul, să mă duc la câmp. Să nu mă duc la fratele meu să-i mai cer carul, să mă duc la câmp. La cât ești tu de voinic? Apoi tu poți căra cu brațele lemnele de la pădure? Dar știi că mică, nu? Ia, uită-te la tine, tu nu vezi că ai ajuns pielea și osul? Of, mi se rupe inima de mila ta, dar ce să facem? Ei, dacă zici tu să mă duc, mă duc. Hai că-mi porți noroc, floarea mea dragă. Atunci fă cum știi. Oh, mare zăpăcit mai ești, mai Dănilă. Dănilă merse la frate-su Ianilă. Ianilă! Ce mă, frate meu? Băi, Ianilă, ia mai împrumutăm și mie carul tău, că am de adus de la pădure niște putregaiuri de lemne. Stai o lecuță să golesc ce-am în car și ți-l oi da. Ce vrea iar nepricopsitul de Dănilă? Ce se vrea? Să-i mai împrumut carul. E frate meu, ce să fac? E bine, frate, frate, dar brânza e pe bani. De frosul. Sângele apă nu se face. Dacă nu-l ajut eu, cine s-o fac? Dar tu la noi nu te gândești azi. Ba, mă gândesc, dar și pe el trebuie să-l ajut, nu? Băi, frate, mi-e lehamite de frăția noastră. Tu ai boi frumoși. Nu trebuie ai tăi, să știi, nu. De ce mă-ți faci și tu un car? Pe al meu l-ai hodorogit de tot. Hodorog încolo, hodorog pe dincolo, carul se strică. Și apoi vorba ce e? Dă-ți popă pindenii și bate iapa cu călcâiele. Știu, frate, asta, dar ce să faci? Ce să faci? Te învață, nene. Ia. Te duci la târg cu boii tăi. Așa. Îi vinzi cu bani frumoși. Și cu ce câștigi? Așa. Iei o pereche de boi mai mici și din diferența de bani îți cumperi un car și te-ai făcut gospodar. Ia uite! Ei, la asta nu m-am gândit. Vezi?
Chiar așa am să fac. Uite, chiar acum plec la târg și gata cu sărăcia. Ia spune-i femeii tale că îi mulțumesc că are un bărbat așa de deștept. Bine, bine, bine. Sărăcie, sărăcie, cât de dragă-mi ești tu mie, nu pot ca să scap de tine, zău. Am să lupt și zi și noapte, până am să cad pe spate, cred că voi sunt norocul meu. E, hai, zdrâng, zdrâng, e, hai, zdrâng, zdrâng, duc boii la iar, mă rog. Ei, să-mi iau car și alți boi, poate o să am noroc. Hai, zdrâng, zdrâng, hai, zdrâng, zdrâng, duc boii la iar, mă rog. Hai, să-mi iau car și alți boi, poate o să am noroc. Eu v-am spus că omului nostru îi mâncau câinii din traistă și făcea toate treburile pe dos. E bine, a luat boii și a pornit pe jos la iar, mă rog. Mergea cu Duman și Talșman spre târg, suind un deal, când vede coborând un om cu un car nou-nouț. Pentru că era la vale, omul trăgea cu mâinile. Bună ziua, măi! Ia stai, o lecuță, cu carul, am să-ți spun ceva! Asta, asta, dar nu vrea el să stea. Ia te uite! Dar ce-i să-mi spui, măi? Carul dumitale merge singur? Apoi de, mai mult singur nu-l vezi. Ei, tocmai că-l văd, uite, vreau să-ți spun ceva. Spune? Hai să facem o afacere. Dăm carul tău și n-ați boii mei. Doamne, nu vreau să le mai port de grijă. Ba fân, ba să nu-i mănânce lupii, ba încolo, ba încoace. Oi fi eu în stare să trag un car, mai ales că merge și singur, după cum văd. Măi, oameni, tu glumești sau chiar vrei să facem schimbul ăsta? Păi nu glumesc deloc. Eu dau boi, tu-mi dai carul, ce? Păi văd că știi să faci afaceri, nu glumă. Și m-ai găsit în zi bună. Ia hai să batem palma. Așa, și să fie într-un car bun, ăsta, într-un ceas bun, așa. Să ai parte tu de car și eu de boi. Dar mare fraier mai ăsta. Taci că-i bine gândit. Hai, băunere, hai, 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 hai. Vei scăpa de chin și jale, vei fi fericit. Hai, voi porni acum la vale, că m-am pricopsit. Chiar dacă n-are motor, carul mult dorit, fuge spre casă de zor, parcă e vrăjit. Carul fuge, fuge, nimeni nu-l ajunge, că să-l pun la treabă, că doar nu e roabă. Carul fuge, fuge, nimeni nu-l ajunge, și-o să-l pun la treabă, că doar nu e roabă. L-am potcovit bine, de nu s-ar răzgândi. Ia să plec eu repede să nu se întoarcă. Bă, car nebun, să alergi așa când te-ai încărca cu saci de porumb de la moară sau cu lemne sau cu fân din țarine. Atunci să mergi așa, nu acum acolo. Bine, iată-ne. Carul era gata, gata să-l ia târâș, numai că se termină valea și după o bucată de drum mai drept începuși un alt deal. Dar acum era din ce în ce mai greu să-l împingă. La vale mai era cum mai era, dar la deal, scârți încolo, scârți încoace, carul nu mai vroia să urce de fel. Iacana, car mi-a trebuit, car am găsit. Hai că am făcut o fiartă. Dar dacă sunt Dănile Prepelea, că am pierdut boi. Dar
că sunt Daniel deșteptul, am cumpărat o căruță. Ia să văd eu ce spune floarea asta de margaretă. Sunt prepeleac sau sunt deștept? Ia să vedem. Sunt prepeleac. Aulea. Sunt deștept. E, asta era. Sunt prepeleac. Sunt deștept. Sunt prepeleac. Sunt deștept. Sunt prepeleac. Și cum smulgea el petalele margaretei, ia că vine de la târg un om cu o capră pe care de-abia o cumpărase. Danilă nu stă mult pe gânduri și își propune un târg. Păi, prietene, nu-mi dai mie capra aia și eu îți dau carul acesta, a? Asta nu e capră săritoare ca celelalte. Asta e capră de lapte. Ei, ce mai e la deal la vale? Bună nebună, n-ați carul, dă-mi capra. Eu știu să... Hai să facem târgul și să batem palma. Că mică te-ai răzgândit, eu știu. Eu? Nu mă cunoști, omule. Ia atunci, da, mergi cu vine, omule. Hai că prinsă. Hai du-te. Sănătate. Sănătate. Ce-a, băi, și tu, bă? Hai, băi! Ziua bună! Bună ziua! Auzi, dar nu vrei să înjuci boii și ăia la carul meu până în primul sat? Unde stau? Hai că-i da și eu o oală de vin ceva. Păi de ce nu, bre? Tot am făcut azi o afacere pe șezi și merită! Da! De unde-i luat carul ăsta? Carul ăsta? Ia că de la omul și ăla. Și ăla care se vede. Bre, da mare prostănac, e așela. Asta e. De câștigi, de păgubești, tot negustor te numești. Bravo mie. Da, pe acesta știu că l-am păcălit bine, mă. Capră cu patru picioare, of, căprița mea, să dai la copii mâncare, of, căprița mea. Hai zdrân, zdrân, hai zdrân, zdrân, hai zdrân, zdrân și hai zdrân, zdrân. Lasă voi, lasă căruță, laptele-i mai bun, bă, uite ce capră drăguță, n-am ce să mai spun. Hai zdrân, zdrân, hai da! Hai zdrân, zdrân, hai zdrân, zdrân și hai zdrân, zdrân. Fete și băieți, ușa tati descuieți, că tata v-a dus o capră de vis. La la la, tra la la, și cu o dată așa, măi, tra la 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 la. Pe doi voi am luat un car, tra la la și o căpriță iar. Și pornește cu capra la drum. Dar capra dă să smuce ca să mănânce frunzele de prin copaci de la marginea drumului. Și-o zgâlțâie de mama focului. Li s-a făcut lehamite și de capra. Așezi, binișor. Se întâlnește cu un alt țăran care venea cu o gâscă sub braț. Bine ne-am întâlnit, om bun. Cu bine să dea Dumnezeu. Dar ce, nu vrei să facem un schimb? Dar despre ce schimb vorbești? Uite, să-ți dau eu capra asta minunată și tu să-mi dai gâsca ta. N-ai nimerit-o. N-am nimerit-o. Nu este gâscă, ci gâscan. Da, l-am cumpărat că este de rasă bună și face boboci mari. Face boboci mari. Dă-mi-l dacă face, că și capra mea este de rasă bună. Face ce dracu face. Și ce să fac eu cu capra? Cum ce să fac? Păi, dar cum o să-mi calce ea gâștele, da? Nu mi le va omorâ? Bă, dar prost mai ești. Bă, capra face iz, nu face boboci. Lasă că știu eu bine. Dar mai dai ceva în plus, eh? Păi, poate ți-l dau.
Da. Iar de nu, mare bucurie pentru gâștele de acasă. Lasă-le să mai aștepte, mă, nu te lăsa așa greu că nu mai am nicio lețcaie în buzunar. Tu știi ce iezișori face capra asta? Mă, tu n-ai copii acasă? Să vezi ce ori să se bucure. Știu ce să zic. Lasă că știu eu. Na, capra, du-te acasă, calcă, fă boboci, fă ceva. Bine, bine, dar hai să, nu, hai să mai negociem puțin. Hai, hai, că așa se face la târg. Ce să mai negociem? Am negociat, gata, ce crezi că eu stau după o... O capră? Gata, la revedere, de gâscană. Haide, mă, ce faci, mitică? La revedere. Hii, mare pezeveng. Hai, da, hei. Frunză verde cum e țapul, capra îmi răpuse capul. Of, 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 dar cum am scăpat de ea, draga mea. Și-am dat de o altă belea, draga mea. Hai da, hai da cu gâscanul, văd că mi-a mers rău tot anul. Păi și dacă mă enerva, păi am să-l schimb eu pe șelva. Și dacă mă enerva, păi am să-l schimb eu pe ceva. Ei, da, ce-ți dracu, bine? Ia uite, de, am scăpat de dracu și am dat peste tătânesul. Ăsta mă asurzește, mă ciupește de tot. Ei, las că te însori eu și pe tine, acuși, acuși, măi buclucașule. La o tarabă vede un negustor care vindea niște pungi în care unii oameni cu cap țin banii mai mărunți. I-a venit o idee. Bre, omule, eu nu mă cunosc și nu te cunosc. Ce? Dar vreau să fac o mare afacere cu dumneata. Să nu te tocmești că pierzi. Ce afacere? Uite, fii atent, îți dau gâscanul acesta și dumneata îmi dai o pungă. Nu te mai gândi, ia-l, ia-l. Apoi dacă e așa... Apoi dă-l în coace. Așa zi, bre. Gata, hai, sănătate! Nați o frântă că-ți îndresă. Dintr-o pereche de boi de mai mare dragul să te uiți la ei, am rămas cu o pungă goală. Ei, mai, și doar nu e pentru prima oară când merg la târg, dar parcă dracu mi-a luat mințile. Dracu, cine altul? Boii mei, asta e... Am avut doi boi, se știe, i-am vândut ca să-mi ajungă. Și-am plăcut negustorie, capră, car, găscă și-o pungă. Băi, zi, ce să fac, ce să fac, așa e dacă n-ai cap. Sunt un prost, nu-i nimic, mă descurc eu în vreun chip. Ce să fac, ce să fac, așa e dacă n-ai cap. Sunt un prost, nu-i nimic, mă descurc eu în vreun chip. Danilă plecă spre casă și se duse direct la fratele său ca să-i dea bucuria cea mare. Găsi, bădiță. Bine ai venit, frate. Dar mult ai mai zăbovit prin târg. Băi de, frate, m-am pornit cu graba și m-am întâlnit cu zăbaba. Și ce veste bună ne aduci de la târg? Ei, nu prea bune, bieții boișorii mei s-au dus pe apa sâmbetei. Dar de ce? S-au necat? Na, s-au dus ca în gura lupului. A dat vreo dihanie peste dânsa? Ori ți-a furat cineva? Nici vorbă, i-am dat eu singur cu mâna mea, bădiță. Uite ce am făcut. Și apoi, ce mai atâta vorbă lungă? Dintr-o pereche de boi, m-am ales cu o pungă goală care putea pustiu, frate dragă. Mă, dar mare nătărău mai ești. Apoi de, bădiță, până aici toate au fost cum au fost, dar de acum să știi că mi-a venit mintea la cap. Numai... Ce folos? Când ai minte, n-ai ce vinde. Când ai brânză, n-ai bărbânță, dracu. Uite, bădiță, îți dau dumitale punga asta, că ai ce pune neaslavă domnului, și te rog în fața lui Dumnezeu să mai împrumuți măcar o dată carul cu boii. Să aduc niște lemne din pădure la nevastă și copii, că n-au scânteie de foc în vatră sărmane. Și apoi ce va da Dumnezeu, cât că
Nu te voi mai supăra. Măi. Se vede că Dumnezeu a umplut lumea asta cu ce-a putut. Pe tine te-a făcut din resturi. Uite, îți mai dau o dată carul, dar este pentru ultima oară, să știi. Danilă a luat carul fericit, s-a dus la pădure și vede un copac mare pe care vrea să-l doboare direct în car, că nu avea cum să-l urce altfel. Trage carul lângă copac și, fără să dejuge boii, începe să taie copacul ca să cadă direct în car. Bocănește el cât bocănește când cade copacul, sfarmă carul și omoară boii. Na, frate, că-ți făcui și ție o treabă bună. Uliu, acu' ce e de făcut? Poate că tot rău e spre bine. Danilă le face, Danilă trebuie să le desfacă. Mă duc să văd dacă nu l-oi putea convinge pe frate meu să-mi împrumute și iapa. Să fug cu ea în lume, iar copiii și nevasta să-i las în grija Domnului să nu mai sufere din cauza mea. O avea grijă de ei cel de sus, așa gândesc. Pădure, dragă pădure, de m-aș rătăci prin tine, să fug în pădurea deasă, să nu mai ajung acasă. Numai rele, numai rele, numai rele fac, cum să fac eu la belele să le vindehac. Eu vreau bine, numai bine, dar iese tot rău. Doamne, dă-mi puțină minte, vai de capul meu. Pădure, dragă pădure, de m-aș rătăci prin tine, să fug în pădurea deasă, să nu mai ajung acasă. Pădure, dragă pădure. Ei, deodată îi apare în fața ochilor un eleșteu pe care pluteau niște lișițe. Ah, știți ce sunt acelea lișițe? Hai că vă spun eu. Ia niște rațe sălbatice. Da, și vrând să prindă câteva ca să le ducă lui fratesul să-l mai îmbuneze de paguba făcută, zvrr, cu toporul după ele. Dar lișițele doar nu erau chioare. Au zburat care încotro. Toporul s-a scufundat și Danila a rămas cu buzele umflate. Ei, dar rău mi-a mers astăzi. Ce zi pocită. Am vrut să împușc și eu o rață cu toporișca, dar se vede că m-a blestemat cineva. Să văd acu' ce minciună să-i mai spun lui Ianilă. Supărat tare, o lua Gale spre sat, căutând o ieșire din această supărare. Se întoarse iar la Ianilă și amărât îi spune: Ianilă, frate, mai fă-mi bine și cu iapa ca să mân boi călare, că în pădure a plouat grozav și s-a făcut un nămol că nu te poți ține pe picioare. Măi, frățioare, măi, se vede că tu trebuia să te călugărești, nu să trăiești în lume și să necăjești oamenii, să chinuiești nevasta și copiii. Hai, pleacă din fața mea, pleacă odată! Du-te unde a dus surdul roata și mutul iapa, ca să nu mai aud de numele tău. Danilă pleacă smerit de la fratele său, să duce binișor la grajd, unde ținea acesta iapa, o ia, pune mâna și pe o secure și du-te! S-a dus direct la pădure ca să-și caute toporul. Uitându-se unde l-a zvârlit, îi vine în gând: păi ce-ar fi să se călugărească, poate așa i-o veni mintea la cap.
Doamne, luminează-mă! Luminează-mă, Doamne, iar eu am să durez o mănăstire aici, pe pajiștea asta, de are să se ducă vestea. Voi fi eu prost, dar nu sunt un om rău, Doamne. Ajută-mă să mă îndrept. Uite, copacul acesta e bun de temelie. Uite, ăsta e bun de căpriori. Uite, astea sunt de cosoroabă, astea de toacă. Uite și rășină de brad, cu asta am să tămâiesc. Și tu, cu toți sfinții, te rog să mă ajuți și să mă miluiești, Doamne. În timpul acesta, în iad era zarvă mare. Era o gălăgie infernală. Deodată, la stația legată cu lumea de pe pământ, se auziră clar vorbele lui Danilă. Scalaoțchi, care stătea pe un tron, face un semn și toată zarva încetează. Draculescule! Ordin, puturoșenia ta! Liniștea noastră este amenințată! Hai de mine! Ai auzit? Yes! Am auzit tuciurimea voastră! Și ce mai aștept? Dracu iese și se proptește în fața lui Danilă. Băi, omule, băi! Ce? Ce vrei să faci aici? Că nu vezi? Păi stai, băi, nu te apuca de năzbătime. De ce? Păi pentru că iazul, lacul și pădurea de pe aici sunt toate ale noastre. Ce vorbe? Ia uite la el. Poate vrei să zici că și rațele și toporul meu din fundul iazului sunt toate ale voastre, a? Păi lasă că vă învăț eu minte pe voi să puneți stăpânire pe lucrurile oamenilor încornărați. Mai taci, băgă-l-i băia multe, doamna. Dracu, neavând ce-i face, bâldă-băc în iaz și se duce direct la Scaraoțchi să-i dea de veste despre ce vrea omul lui Dumnezeu. Apoi se sfătuiesc și ei cu Scaraoțchi căpetenia dracilor. Ei, ai gonit? A plecat? Întunecimea ta! Omul ăsta vrea să ridice aici o biserică! Cum? Da. Și nu vrea să plece deloc, dar deloc! Ce ne facem? Dracii spărieți săr în jurul lui Scaraoțchi, scuipă de ochi, blestemă și țăpă. Sarsailă! Du-te și ia o geantă cu bani și dă-i să plece de acolo imediat, că îți smulg un corn imediat. Aolea! Descurcă-te! Aolea, am înțeles blestemăția ta. Îi duc un burduf plin cu bani. Așa! Ia n-ați mai banii, ia banii de aici. Uite, ai aici o geantă plină cu bani. Ia-i și cărăbănește-te de aici, că de nu e rău de tine, să știi. Ia mai taci din gură. Aveți noroc, spurcaților, că îmi sunt mai dragi paralele decât pusnicia, că v-aș arăta eu vouă. Ato, nu te pune cu împăratul dracilor, mai omule? Mai bine ia-ți bănișorii și cată-ți de nevoi. Bun, nici asta nu-i de aici de colea. Uite, acum am bani să fac mănăstiri cât o-i vrea. Ca să mă bage draci în seamă, să-mi vină cu o baie la picioare și să mă facă putred de bogat. S-a crezut, ia stai, mai omule. Hai, ce? Stăpânul meu nu-ți dă banii, da? Decât după ce ne încercăm puterile. Hai da, cine va câștiga, acelea va lua și banii. Acu, puterile, uleu, și mi-e o foame. Bine, fie ce-o fi, Doamne ajută, Doamne, iară. Ce faci, mai? Mă rog, na. Și în ce fel să ne încercăm puterile? Ai, uite cum! Așa! Mai întâi și întâi, aha, va trebui să înconjurăm lacul de 3 ori cu iapa ta
în schinare. Cu ea pans. Da. Și care va ieși primul, va lua banii. Uite. Acum eu. Tăgădam. Acum e rândul tău. Tăgădam. Băi, Michiduță, eu te credeam mai tare decât ești, bă. E că n-a. Da, tu ai alergat cu iapa în spate? În schinare. Bine, eu voi alerga cu iapa între picioare. Și încălecă pe iapă și cât ai zice pește, o colia. Ia uite de la mine, Michiduță. Bine, am văzut că ești harnic. Dar acum ia să ne întrecem noi la fugă. Băi, Michiduță, cu mine ți-ai găsit tu să te întreci la alergat, mă? Da, cu cine? Vino, mă, să-ți arăt eu cu cine. Vezi tu acolo pe cineva? Uite, nu acolo. Unde te uiți cu ochii? Vezi acolo cineva mititel ghemuit lângă tufă? Lângă tufă? Da, îl văd. Acela este cel mai mic copil al meu, Rille. Rille? Abia aleargă. Dacă tu te poți ține după el, ai câștigat. Tu să fii atent. Când o să-l trezesc din somn, el o să se sperie și o ia la sănătoasa. Că ții după el, da? Hai, Acela era un iepure care a luat-o la fugă și dracu după el. Dracu pierde urma iepurului să întoarce găfuind. Băi, omule, băi, da sprinte în copchil mai ai. Dar când eram gata să pun mâna pe el, l-am pierdut și s-o dus. Ce să mai seamănă cu mine? Acum mai ai poftă să te întreci și cu mine? Mai puneți pofta în cui, vreau, dar mai bine hai să ne întrecem la trântă. La ce, mă? Trântă. La trântă? Da. Eu cred că tu te-ai săturat de viață. Băi, eu am auzit din bătrâni că drace sunt proști. Da. Dar după cum văd eu, tu ești prost, mă, te dai în grob, mă. Fii atent la mine. Da. Eu am un unchi bătrân de vreo 999 de ani și 52 de săptămâni. Da. Să încerci să te iei cu el la trântă mai întâi. Așa, de un antrenament, hă? Dacă îl vei putea trânti, atunci să te întrezi și cu mine. Dar cred că o să-ți iasă pe nase. Ia hai cu mine că dorme aici într-o scorbură. Unde e scorbură? Daniel îl duce la o scorbură unde dormea Moș Martin, un urs bătrân, da, puternic. Sarsaila nu știa ce l-așteaptă și cânta vesel. Ce bine! Oaf doar, o să mă lupt cu mormor. Ai oaf, valeleu, eu ți-l dau pe unchiul meu. Și ce dacă? Să-ți scoată măselele și să-ți moaie oasele. Apoi te-ai lupta cu mine, dacă o să-ți mai fie bine. Oaf, doar, o să mă lupt cu mormor. Hai, oaf, valeleu, eu ți-l dau pe unchiul meu. Și ce dacă? Eu ți-l dau pe unchiul meu. Ei, nu mai spune, hai să vedem. Uite-l locul unchiului meu, intră înăuntru, o să-mi găsești dormind. Iată că nu-i place să facă curat și mormâi într-una. Intri și spune că te-am trimis eu. Bă, dar să strigi tare că e surd, nu aude și trebuie să-l tragi de mustăți. Nu prea poate vorbi că nu mai are dinți și măsele care au căzut de 1000 de ani aproape. Sare, ce noroc ai!
Nu cauți, dar îl găsește. Ei, lasă, lasă, mai omule, lasă. Păi dacă ai știut că ai un unchi așa de nebun, de ce m-ai îndemnat să lupt cu el? Ce, nu ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut? Ia hai cu mine acum, la tine. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu, 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 cu tine și numai cu tine o să mă întrec la chiuit. La chiuit. Da, și care va chirui cel mai tare, acela să ia banii. E bun, hai să vedem. E, las că te-ai chiui eu, michiduțel. Ia începe tu mai întâi ca să te văd eu așa cam cum chiui. Ia zi, dai că chiui. Ia. Dracu să crăcește cu picioarele, unul l-a răsărit, celălalt l-a apus, să apucă cu mânurile de doi nori, mă și chiui odată. E să cutremură pământul, văile răsună. Mări plucotesc și pește sarte mal. Drașii ies de iaz cu mic, cu mare, spărieți nevoima. Ui, lui, cel dracă. Bă, dar numai așa de tare poți tu să chiui? E greu. Mai că nu te-am auzit. Ia mai chiui odată. Da, este cum mai. Păi tot nu te-am auzit. Ia mai tare, încă o dată. Da? Acum chiar că nu te-am auzit deloc. Da, e rândul meu. Ai dreptate, ai dreptate. Băi, Michiduțe, ia să te aud, ai chiui. Când am să chiui eu, ai să asurzești și au să-ți sară creierii din cap, înțelegi? Aia. Dacă eu spun... Bă, dar eu îți vreau binele, mă, dacă vrei să mă asculti, domnule. Dar de ce vreau, spune? Bine, trebuie să-ți legi ochii și urechile cu un prosop. Na, ia ca dacă vrei să mai trăiești. Băi, da, da, leagă-mă, leagă-mă, cu ce știi, numai să nu mor. Danilă ia un ștergar și leagă strâns peste ochi și peste urechi, apoi apuc un șoma gros de alun pe care l-avea la îndemână și trusc! Una întâmpla dreapta dracului. Băi, nu mai chiui, mă! Ce vorbe? Stai să-mi sui tu, cum ai chiui de trei ori, da? Destul! Trusc și la stânga una! Aleu, destul, măi! Dar nu-i destul! Ia să vezi acum! Și mai trage una și în numele tatălui! Aleu, 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 mă omori! Mă omori! Cine mi-te scos în cale, of, măicuța mea? Până acum ai rupt așale, of, măicuța mea. M-ai legat la cap cu cârpa, n-am văzut nimic. Și m-ai trăsnit cu leuca de m-ai amețit. Cine mi-te scos în cale, cine mi-te scos în cale? Abia mă țin pe picioare, of, măicuța mea. Ac spinarea rău mă doare, of, măicuța mea. Dacă voi mai concura, of, măicuța mea, doar moartea mă va scăpa, of, măicuța mea. Cine mi-te-a scos în cale? Cine mi-te-a scos în cale? Cine mi-te-a scos în cale? Dracu să smulge din legături, să duce glonț la Scaraoțchi. Întunecimea ta! Era cât mai să mă omoare nebunoala! Omoară! Trimite-mă la smoala cea mai neagră, dar eu acolo nu mă mai duc. Nu. Măi, urâtule, fă ce-o-i face numai să-l birui și să-mi aduci punga cu bani. Altfel îți smulg și cornul celălalt. Nu mi-e smulge, am înțeles. Luminate cea unie. Dracu se duce la Danilă hotărât să-l convingă să plece ca să scape cu coarnele nesmulse. Ia că te văd eu acum, ia uite mă, vezi tu buzduganul ăsta? Îl văd. Ei bine,
Cine-l va zvârli cel mai sus, ala celuia să fie bani. Ia că ai bine, ai picat la țanc. Da, da, de ce? Ia dă mai repede buzduganul, că n-am timp de așteptat. Dă-l mai, băi, băi, ușor, băi, băi, ia-mă ușor. Că nu te trec copiii de pe. Nu, ia că te. Ia uite-l, ia de colea și zvâră, na. Uite, o să zvâr buzduganul, dar eu spui dinainte să te ștergi pe bod de el. Și tu și scaraul scheltă. Da, da, de ce? Uite, vezi tu acolo, unde te uiți, mă? Unde, unde? Acolo în lună. A, lună, vezi lună. Niște pete. Și ce-s cine? Niște pete, mă. Niște pepe, pete. Da. A, da, le văd, le văd. Acolo da. Sunt frații mei din lumea cealaltă. Și, aole, doamne, aole, mare nevoie au de niște fier ca să-și potcovească și ei cai, știi? Fier, ia uite-te da, la ei cum da, îmi fac semne cu mâna de nerăbdare să le dau buzduganul ăsta. Ia, 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 Stai, mai nepricepotule, stai, că buzduganul îl avem moștenire de la strămoșul nostru. Păi și nu-l putem da pentru nimic în lume, nu-l mai dăm, dă-l în coace. Smulge buzduganul și fuge iar la Skaraoski. Întunecimea ta! Eu nu știu ce să mă mai fac cu omul ăsta! Că nu pot deloc să-i vin de hac prin arieță, fie dracule! Acum, într-o clipă, să se aleagă unul din voi care să meargă și să rezolve treaba cu acest dușman al nostru! Da, da, să trăiți! Mârșăvia voastră! Mă duc tot eu să îndeplinesc nelegiuita voastră poruncă. Trebuie să izbutesc! Mergi! Trebuie! Și dacă-i fi meșter și vei izbuti, să știi că am să te avansez! Să trăiți! Altfel îți mulc și coada! Aoleu! Mergi! Să trăiți! Dracu pleacă și ajunge într-o clipă la Danila. Singură, fiedă, că tu cu șmecheriile tale ai speriat toată drăcimea de aici. Dacă sunteți... E, lasă, că acum am să te bag și eu în toate groazile morții. Hai să vedem. Înfăcii și așa mai departe. Știi ce? Ia, hai să ne blestemăm noi. Nu jurăm, înțelegi? Ne blestemăm. Și care dintre noi doi amândoi va fi mai meșter la blesteme, acela va lua bani. Hai, hai că asta e ultima încercare. Ia dă-i drumul, hai. Măi, și unde nu începe dracu să boscorodească și să facă gesturi cu mâinile? Da, Danila și-a tras căciula peste urechi și a început să cânte o doină. Și după ce o terminat de blestemat dracu, se uită mulțumit la el. Ți-am putut toată tânăra de zi. Te-am nerocit acum. Nu mai mă dămi. Ia hai, hai acum, blestemă și tu. Hai, hai, nu mai pierde timpul. Lasă cântatul, lasă brățile. Ia blestemă. Hai să te văd ce meșter. Mai taci, drag, ia uite. Da, pentru că e ultima încercare. Ia tu burduful ăsta în spate să mergem la mine acasă, că blestemele nu-s la mine. Ce crezi că eu țin blestemele așa în buzunare? Nu? M-ai înțeles? Ei, și-a încălecat Danila pe burduf, dracul a luat în spate și a luat-o la fugă. Când l-a văzut nevasta, tare s-o mai speriat. Danila, ce-i asta? Gherghine! Nu te speria, Gherghine! Eu sunt! Ia de blestemele părintești din graj și haide repede că avem treabă! Ce blesteme, Danila? Ce blesteme? Ragii, lațe, sala, pieptenii de pieptana câlți! Vezi că sunt acolo după aia ușa. Gata, îndată! Hai da, hai da! Bine, bine! Ia, uite, le-am adus! Pune mâna pe șupânul ăsta și blestemă-l cum îți place ție, ca să-i placă și lui! Ia! Dă-i și gură! Dă-i! Arde! A tăbărât pe dracu, care nu mai putea de durere și care abia putut să scape de ea. Ei, cum s-a văzut liber,
a fugit la Skaraotski și nu s-a mai auzit de el nimic, nimic, nimic. Adie, băi, țărane! Ha! Hai la revedere! Și acum, dragă soțioară, cu banii ăștia vreau să-mi cer iertare de la fratele meu, că prea l-am supărat în ultima vreme. Hai, mai bine l-ai chemat și pe el și pe cumnată mea. Bine, și să închinăm și noi un păhăruț de vin, că tare amărât ai mai fost. Așa, asta e, hai că mă duc. Ia vină! Ce s-a mai întâmplat? Hai încoace, hai încoace, dragă. Te rog să mă ierți pentru paguba ce ți-am făcut și în timp ce ți-ai povestit toată tărășenia, hai așa să... cinstim o ulcică de vin și să ne împăcăm. Ia să aducem. Hai, luați și voi ceva de aleguri. Ia uite aici. Ia te uite ce de bunătăți. Păi, da. Dar de unde ai luat tu bani, mă, frate? Sper că n-ai făcut vreo nefăcută. Doamne, iartă-mă. Ia hai că o să-ți povestesc până una alta. Hai, noroc! Și bine că ți-a venit mintea la cap. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat. Nata, vino și tu că este pentru toată lumea. Știam eu că tu nu ești așa. Adică așa cum? Așa, cum zice lumea. Dar cum sunt? Deștept și tare bun. Apoi vezi? Vezi, de aceea te iubesc eu atâta. Ia auzi. Nu mai sunt prepeleac. Ești un mare mincinos. Păcălești pe toată lumea. Eu am crezut mereu în tine. Așa. Și mă bucur că nu m-am păcălit. Să trăiești, frate. Hai să trăiești. Sănătate. Hai să ne împăcăm și Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Ați ascultat Dănilă Prepeleac de Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Florin Pretorian. Distribuția a fost următoarea: Dănilă, Mihai Mălai Mare, Gherghina, soția lui, Irina Ungureanu, Ianilă, Mihai Constantin, Skaraotski, Radu Amzulescu, Dracul Sărsăilă, Petre Lupu, Omul cu carul, Mihai Niculescu, Omul cu capra, George Grigore, Omul cu gâsca, Ionuț Chivu, Omul cu punga, Sorin Gheorghiu, Frosa, Violeta Berbiuc, Povestitorul, Romeo Tudor, Redactor și producător, Irina Soare, Regia de montaj, Dana Lupu și Radu Verdeș, Regia de studio, Violeta Berbiuc, Regia muzicală, George Marcu, muzica, Dumitru Lupu, regia artistică, Vasile Manta, o producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2008.